Imaginea lui Romanian Final Boss a fost distrusă de justițiarul de Berceni după ce a fost prins cu o minoră. Ca să clarificăm niște chestii cu chestia asta care a luat foarte mare amploare, cât și caracolezi minore. Racolați-vă dracu voi în pula mea mințile de oameni ieftini care sunteți, care încercați să mă puneți pe mine într-o lumină proastă și să faceți și voi ceva bănuți în buzunar. Bă, n-aveți pic de rușine, bă, ca să de vorbă cu voi. Se pare că justițiarul a folosit contul de Instagram unei minore, care s-a dovedit a fi complicele lui, să-i tindă capcana lui Vicenzo. La podcastul lui Cipirau, Vicenzo a spus că s-a dat la ea și că i-a trimis un video cu el gol. Deși deținea informația că are 15 ani, vârsta reală 17, a spus că credea că glumește și că oricum nu ar fi făcut nimic sexual cu ea. La momentul întâlnirii a fost surprins de justițiarul care l-a filmat în ipostaza pedofilului. Clipul a fost postat imediat pe TikTok și a devenit viral în doar câteva ore. Ce vrei să te care treabă? Păi uite, ce care e treaba? Tocmai ai încercat să racolezi o minoră de 15 ani? Nu, că n-am pus mâna pe ea, da? N-am pus mâna pe ea. Eu am venit să vorbesc cu ea, să-i spun că nu vreau să fac chestia asta, că nu e ok. Și să șteargă mesajele cu mine. Ulterior, Vicenzo s-a prezentat la podcastul lui Cipirau cu intenția de a clarifica situația. Versiunea lui e că s-ar fi prezentat la întâlnire doar din bun simț și că avea intenția să-i ceară buletinul înainte să facă ceva. Băi, eu regret că am venit deja în primul rând prost eu că am venit, înțelegi? Și tot din bun simț, ca să nu-i dau țeapă la fată, înțelegi? Și am venit să vorbesc cu ea, pur și simplu să o văd și să fiu eu sigur să-mi arate un buletin că e minoră, frate. Intervenția la podcast, în loc să rezolve, a agravat mai rău situația. Atitudinea de bombardier a atras antipatia persoanelor, care au început să lituiască și mai tare. La scurt timp, Vicenzo a repostat împotriva justițiarului, adunând materiale de la fete care se pare ar fi fost hărțuite de el. Bă, psihopatule, ca și psiholog. Doamne, băi, trimiteți-mi toate dovezile despre omul acesta. Sunt foarte multe persoane care vor să-mi trimită mesaje și conversații, dar le e frică de el, că spun că este un psihopat și știe ce poate să facă. A postat pe Instagram video și poze cu mesaje care îl incriminează. Iată ce a găsit. Dar voi ce opinie aveți? Oare cum o să se termine conflictul între cei doi? Scrieți-ne în comentarii părerea voastră. Până la următorul video, vă salut!